puteți să ne semnăm cu tine, care nu e. Eu vă mulțumesc pentru tot ce v-ați spus. Și sunt mai mulți de acord decât credeți cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Poate de câte iese din lucrare, dar oricum și e necesar, înțeleg, să precizez și mai bine. Dar în ceea ce privește ce ați spus dumneavoastră, sunt mult mai mult de acord decât ce ați credeți. Să dea Dumnezeu și așa să fie. Să fie primit. Alte luări de cuvânt, reacții, întrebări sau... discuții. Sau în cursul de cadeții... Așteptăm că... Domnul Alter, puneți ceva și dumneavoastră cu matematica? Nu, eu sunt copleșit. Vreau să spun data viitoare. Trebuie de digerea tot. Și sunt... mă rog, sunt... ceva mai inclinat spre aplicațiile directe, ca să pot să intervin la discuție. Singurul lucru care mi-a plăcut a fost observația de la început moderatorul, că l-am notat ca să nu uit complementaritate și dialogul rațional, care câteodată, nu câteodată, de multe ori lipsește și cred că am avut marți, a fost o conferință la ASE, la ASE și a condus un panel Lucian, proiectorul de Banca Națională. Și se referea la faptul că adevăr absolut, adevăr relativ și i-am spus că, mă rog, ca să nu știu, nu dau seama, că există un singur adevăr absolut. Și anume, nu există niciodată. Rada. Era că... Dar când există era... Adevărul absolut este că nu există adevăr absolut. De-a da un paradox. Alte reacții, vă rog. Dar vă rog să fiți cât mai precis. Foarte scurt. Și ca să nu fiți pe ora surprins și la ora 7, în jurul orei 7, domnul profesor va trebui să plece la aeroport. Deci să nu credeți că este o reacție în patru din cauza mea. O să închei înainte să fim evacuați cu mascații. O să închei înainte să vină trupele speciale. Deci asta a nu, deci cel mai bine să închei înainte de începe. Foarte aproape după ce încep închei, mi-a făcut introducerea domnului Sfânt Matoviciu, care spune de câteva banalități pe care ați spus să le spuneți în deschidere. Ca să rotunjesc aspectul autoironic de data asta, spune că aș vrea să completez cu câteva superficialități. Ca să mai luăm o discuție care argumentul a fost substanțial, chiar la modul carnal. Sunt și contemplând, eu mi-am dat seama că aici am venit într-o calitate, să spunem, oportunistă. Și oportunismul ăsta derivă din, să spunem, calitatea amicală pe care o am în mediul universitar, de unde să-i dau în video pe care, de editor, de jurnal academic. Și trebuie să vă mărturisesc faptul că sunt dintre editorii atavici, adică cei care prețuiesc genul ăsta de discuții, într-un moment în care în știința economică, altele sunt modele și metamoda publicistică este aceea
scripturii care e substanțial în exces față de ceea ce se citește și se citează și a orientării spre promovare mai degrabă decât orientării spre înaintare. Cu rezerva de a fi atavic, eu aș vrea să lansez și la modul formal o invitație pe care am adresat-o subliminală autorului prelegerii de bază și vreau să o extind și, și referenților, aceea de a împărtăși genul ăsta de discuții. Mie mi-ar plăcea să le împărtășim chiar de la temperatura la care a fost elevitată. Adică textul principal și cele două referate, mie mi-ar plăcea să cred că pot fi compactate în așa fel încât se poate procesa asta. De ce spun chestiunea asta? De curând am avut o discuție interesantă, într-un cadru, n-are rost să-l dezvolt, cu un distins academician, care a reacționat într-un mod firesc față de statusul dezbaterii economice, nu numai la noi în țară, ci în general universalizabilă starea respectivă. Încercam să deschid o discuție iarăși revolută, legată de modul în care economia are nevoie de întăritoare de efort pentru a se manifesta plenar și spuneam că ea nu poate fi imună la discuțiile care au ca bază analizele în termeni de drepturi de proprietate ale subiecților care fac după aceea fabuloasele calificări economice de tip utilitate, eficiență. Deci, mie mi se pare că știința economică e value free, dar într-un sens fundamental nu poate fi property free. Și domnul academician, surzând, mi-a spus, bine, de ce mai vii tu acum, când sunt atâtea lucruri concrete de lămurit pe lumea asta, să răscolești o știință economică care este așa cum este. Așa cum este, am deschis și am închis citatul. Moment în care am avut tentația pe care, într-un moment de înțelepciune nepotrivită vârstei, mi-am reprimat-o. Și tentația era să întreb și dacă este, cum este. O discuție de tipul cele de astăzi mi-a dat seama că știința economică nu este foarte clar cum este, de vreme ce se mai poate preta cu legitimitate în discuții de arbitraj intelectual între diversele teme. O mostră de oportunitate unei discuții de tip arbitraj economic între teme care din exterior și putut părea foarte mult timp clasate sau ușor clasabile, mie mi se pare un exercițiu care merită să fie împărtășit. Am făcut oferta domnului profesor Popovici de a publica trilogia domnii sale de prelegeri în revista economică, așa că i-ar merge cu atât mai mult și cu atât mai relevant ar fi pentru public discuția, împănată fiind și de reacțiile referenților care sunt pe măsura substanței și a răscolirii pe care a făcut-o domnul profesor. Închei cu altă observație și asta e la fel de superficială ca și invitația pe care am făcut-o. Dar, mă rog, s-ar putea, mă rog, sunt mai serios decât în asta, nu? Observ că în lumea intelectualilor nu se aplică dicotomia aceea simplistă între amatori și profesioniști. Eu am observat și discuția de azi mi-a întărit senzația asta, care poate fi superficial și absurd, dar țin la ea și până nu mi-o pune cineva în cap, rămân profund atașat, e că intelectualii se împart în amatori și profesioniști și profesioniști fără fi amatori. Toți fiind intelectuali. Toți fiind intelectuali. Și amatorii. Și amatorii. Eu, de exemplu, sunt un amator în domeniul epistemologiei economice. Un înrăit amator. N-aș putea pretinde vreodată că aș putea ajunge profesionist sau nici măcar când doresc să ajung profesionist. Sunt alți profesioniști care nu mai sunt amatori. Nu mai sunt amatori să răscolească ceea ce, într-un anumit moment al vieții, la o anumită vârstă, s-a părut că s-a înghețat și intră într-un soi de criogenie intelectuală. Și sunt oameni dintre care cred că sunteți. Te urmărește probabil, obsesiv, o propoziție a lui Samuelson, care vis-a-vis de eficiența sau ineficiența preocupărilor epistemologice, a spus așa. La un moment dat, Satan, Nichiduță, adică dă de lucru celor care nu au ce face. Nu au ce face.
Eu mă bucur că mă aflu cel puțin în clasa mea și să mă contează acestui. Mai este, o dată de genul acesta, nu știu cum a avansat-o, că cei care cunosc trăie economică, fac trăie economică, cei care nu fac metodologie, există în urmă. Eu sper că am început. Și mai era împotriva metodologiei. Prima a fost. O întrebare, dacă îmi permiteți. Academicianul era economist și era chiar academician? Nu, dar nu ne... Din domeniul științelor economice. Da. Da, mă rog. Am încheiat alunții. Eu vreau să mai spun, să spun trei lucruri. Primul, că nouă ne dați dumneavoastră domnul Stropopovici, domnul Ostea Muteanu, domnul Acuniciu, domnul Povață, un exemplu pe care nu l-am văzut în școală și mi-a fi fost de mare folos, adică profesorii noștri să dezbată serios între ei. N-am văzut până acum în întrebarea asta și deci sunt bucuros și ne faceți un serviciu. Al doilea lucru, mi se infirmă ideea că nu există marxist cinstit și serios. Cred că domnul Popovici e marxist și experiența mea limitată, bineînțeles. Căutam eu... Nu sunt doar. Și sunt cu atât mai bucuros cu cât dânsul e cu siguranță cinstit și marxist, nu știu dacă e mai chiar marxist. Nu, e greu. De care e marxist? Care e marxist? Care e complicat. Dar nici măcar așa. Și al treilea lucru, pe substanță, pe care poate nu le furizăm astăzi, cred că nu l-ați portretizat bine pe Menger, pentru că cea mai flagrantă dintre chestiunile care mi-a sărit în ochi e asimilarea metodei lui exacte cu metoda matematică, pe care o respinge explicit. Deci el are corespondență cu Valra pe tema asta în care se delimitează. Există niște studii ale unui economist brețian, William Jaffe, care face de omogenizarea între primii trei corifei ai marginalismului, Menger, Jevons, Valra. Și la Menger, metode exactă, în mod enfatic și explicit, nu înseamnă matematică. Pretenția lui, nu. Și asta putem să... E măsură și matematică. Nu. Și putem, aici, probabil că s-ar cere chiar o confruntare textuală. N-ați spus-o. E completarea dumneavoastră. Acolo unde Menger zice exactă, dumneavoastră în paranteză puneți matematică. Mai departe? Menger niciodată nu pune la metoda lui exactă, după ea matematică. La Menger, exact, înseamnă capturare riguroasă a esenței agentului sau fenomenului. Atunci, pentru Menger, dacă, de exemplu, utilitatea nu poate fi redusă la o funcție, de pildă, matematică, să zicem, continuă, a o reduce înseamnă a fi inexact. Și deci asta înțelege el, fiind mai degrabă decât kantian sau pozitivist sau iluminist sau marxist, un fel de apendice aristotelic, fiind inspirat din filozofia austriacă, Franz Brentano și alți câțiva, catolici, și deci are un rezidu aristotelic în el, de asta îi și servește lui Mises la Fileu o poziție a prioristă pe care iarăși cred că o reduceți necaritabil la ideea că realitatea nu contează. Dar discuția asta e mai lungă. Necaritabil. Eu spun că ca și la Kant, dacă iei o poziție a priorică, îți iei covorul de sub picioare ca să spui dacă e adecvată sau nu realității. Atât. Nu spun că nu contează. Nici nu sunt de acord cu poziția a priorică. Nici la Menger, nici la Mises, în mod consecvent. Menger nu e a priorică. Mai tocmai că e, într-un sens aristotelic, e a priorică. Adică arată că realitatea sau investigarea empirică a realității are presupoziții care nu sunt empirice. Am citit interpretările astea, dar nu sunt de acord cu ele okay. Și pot să demonstrez asta. Ok. Mi se pare că nu reușiți, nu abordați. Pentru că mi se pare utile să mă rup cu asta, că nu e deloc adevărată. Interpretarea pe care o dă aristotelismului nu este deloc convingătoare. Știm cine. Ok. Nu știu. Mă rog, nu știu exact la ce vă referiți. Din punctul meu de vedere, nu e o interpretare caritabilă a lui Menger. Dincolo de faptul că
Eu m-am îndrăgostit de ea, vă spun sincer. Dar asta zic, v-ați îndrăgostit de o, de o imagine iluzorie? Nu, nu, nu. Deci Menger nu are metoda matematică, ci are metoda exactă care înseamnă altceva. Dacă îmi spuneți ce înseamnă matematică, ca eu o singură, un singur cuvânt vreau să vă spun. În tot textul principal, într-adevăr, nu se precizează nimic de matematică. Însă, în anexă, atunci când exprimă cum să se procedeze de la trecerea, de la unitățile minime, adică nici acolo, acolo spune trebuie să măsurăm nevoile naturale și ele vor servi ca unitate de măsură pentru celelalte. Ca unitate? Ok, putem discuta textual. Nu e vorba de unitate de măsură și nu e vorba de măsură. Ăsta este cuvântul. Repet, putem discuta textual. Rămâne de văzut dacă acele raporturi de utilitate sau tabelul, celebrul tabel al lui Menger cu utilitățile, înseamnă matematică sau aritmetică? Nu, 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 eu nu spun că în tabelele acelea îl folosește ca o matematică. Sigur că e aritmetică oricum, asta e clar. Dar concepția lui despre știință riguroasă se precizează prin felul cum spune că trebuie să înceapă această știință. O surpriză a fost și pentru mine. Aveam și eu acea imagine. Înțeleg bine, începe discuția temei de data viitoare. Un pic de matematică. Probabil este primul lucru sau poate sunt cel mai bine, cel mai bun pentru, cel mai potrivit. Pentru că nu e timp de a răsica o chestiune de nuanță și de poziționare față de și rămân la atât. Cred că nu l-ați redat voi. Aș vrea să fac și eu o precizare. Am început discuția și în încheiere aș vrea să spun, l-am cunoscut pe domnul Popovici de 65 de ani și am făcut o bună parte din drum împreună, Sfântul Sava, Facultatea de Matematică, unde am plecat în anul 3, dânsul a terminat-o. Ce pot să vă spun, și asta e o reflexie personală, din câte știu și câte vorbesc cu el, există o contradicție internă în poziția lui, dintre inimă și cap. Inima îl duce spre marxism, capul îl duce spre liberalism, ca să spunem așa. Deci în această confruntare, pe undeva scapă într-o parte sau în alta. Și pe undeva era o anecdotă care se aplică perfect într-o ședință de partid pe vremuri, un tip nu vorbea deloc și îl întreabă, dumneata, n-ai o opinie? Îl întreabă și zice, am, zice, dar nu sunt de acord cu ea. Așa. E cumva pe inversie pe ceea ce zice Țuțea. Domnul profesor, dacă nu își vrea să depășesc. Lui mi s-a părut discuția foarte interesantă care s-a născut acum, dacă Menger folosește matematica sau nu. O recomandă! Are un fiu. Nu, adică trebuie să înțelegem ce înseamnă matematică, fiindcă matematica, mai ales în ultimele decenii, a luat cu totul altă urmă. Și de asta vorbea și Moisie. Eu, de pildă, am citit acum mulți ani cartea lui Morishima. De la... Una din ele. Poftiți? Una din ele, aia cu ciclu, legat de ciclu economic, și una despre Marx. Și, de pildă, deși Marx avea noțiuni, după părerea mea, nu știu pe care l-am profesor Popovici, destul de sumare de matematică, fiindcă eu aveam ediția ediția germană, spunea caiete de matematică. Aia făcea combinatoric, limite, nu știu dacă ați văzut-o, mai am adică... Există și pe internet. Totuși, de pildă, Morishima demonstrează că atunci când Marx a încercat să demonstreze formarea ratei mijlocii a profitului, practic a descoperit teorema Frobenius-Perron, fundamentală și în modelul formării, teorema Frobenius-Perron, înainte cu vreo 50 de ani înaintea lui Frobenius și Perron, care au făcut, dacă e mai proaspăt, în 1912 Frobenius și întâi Frobenius și o reformă mai adăugată. Deci,
A făcut matematică fără... A fost o jurnă. Exact ca... Cred că vreau ca să ne precizăm termenii cu care operăm și de aici diferențe de opinii și dacă interpretăm diferențele de opinii și de interpretare textuală ca atacuri personale sau lovituri de boli, nu este bine, din nicio parte. Adică nu ajungem nicăieri. Și ori continuăm astăzi după o pauză, o discută care oricum se va termina fără fiecare plecând cu propria lui convingere, fiecare va selecta argumentele care îi convine și va ajusta textul în așa fel încât să aibă dreptate, fie lăsăm pentru ocazia viitoare să discutăm nu, în tranșă probleme. Nu, observat, ce nu e clar, că nu are rost. Alte lor de poziție. Ar fi multe observații, ci pur și simplu niște diferențe sau curiozități. Unele bolnevicioase, chiar, ar dura prea mult. Da. Okay. De aceea v-aș propune ca să încheiem cu o singură observație, cu o singură, să zic eu, observație, dați-mi voie să spun inteligentă, în care atât o să fac. Plecăm de aici toți cu următoarea problemă și întrebare. Cum umplem și cum rezolvăm distanța dintre omul economic și omul social, omul real? Semnul întrebări. Ca specialiști, zic, fiecare solicitat să-și pună problema și să vă. Dacă îmi permiteți încă o vorbă, pe care o păstram așa. Mi-am luat-o domnul profesor când a spus de cele trei variante. Dintre care cea marxistă, acceptăm sau nu că poate fi interpretat romanul, a predat. Sigur că n-a predat pentru sistem capăt. Era vorba de interpretarea Schumpeter. Probabil că mi-a scăpat să precizez acolo. Dar nu asta e. Întrebarea era după ce John... Și mi s-a părut foarte simpatică treaba. Și chiar destul de profundă. După ce prezintă aceste trei căi pe care... Din asta a spus-o mai pe cea marxistă, cea liberalistă, care spune... Da, este, are greșeli, există imperfecțiuni în sistemul capitalist, dar trebuie să-l acceptăm pentru că numai cu el putem avea democrație. Așa. Și a treia este cea a lui Keynes, în care spune, da, e imperfect, dar e perfectibil. Nu să-l facem perfect, dar putem să-l îmbunătățim. Și ea spune, pe care o alegem? Și răspunsul este următorul. Alegerea definitivă și exclusivistă este imposibilă. Și anume de ce? Pentru că problema morală este un conflict care nu poate fi rezolvat niciodată. Totdeauna vom avea diverse perspective și un răspuns la problema reală, la problema morală, cred că ar fi catastrofal. Cei care cred că pot să dea un răspuns unic, nu sunt pe calea cea bună. Care e sau nu? Deci, cel puțin din punctul ăsta de vedere, cel puțin că marxismul a vrut să dea un răspuns unic, iarăși nu sunt de acord. Și mai spunea încă un lucru. Nu trebuie să părăsim speranța că economia poate avansa către știință, cu toate că este permanent combinată cu ideologie. Asta este și credința mea că ar trebui să încercăm. Cât reușim? Nu mai, nu mai situație economică, toate științele socio-umane. Sigur, dar și chiar și științele fizice. Sigur. Zic eu, așa am predat în prima. Deci nu rețin atenția cu observații eventual, unele de stil, unele părți mai cepțoase, unele inadevărate, unele mi s-au părut observații mai consistente, cum a procedat domnul profesor, pentru că au funcțiile dacă nu vă vorbată sau tenere. Sigur că da. Dacă o să apară textul și așa vreți să... De pe o toaletă finală. Eu mă angajez să vă dată text prin și eu. Nu, v-aș fi repus. O dată cu el. Odată cu el. Sunt semnalat și promite data asta. Sunt toți când de acord. Mă țin de bine. Dacă e și domnul Munteanu, facem un trec sau un trec. Un trec. O să fac un anunț. Poate că el e superflu, dar îl fac. A apărut recent, mă rog, în franceză anul trecut, în engleză noastră, o carte care e foarte discutată în literatura de specialitate. Autorul este Thomas
chestii, capitalul se înrățăsută. Dar văd că e foarte desfătută. Și vezi că am eu câteva anunțuri. Nu, eu am fost total surprins când l-am întrebat pe Patachievici, care a fost președinte de la Mises, nu? Dacă nu am ieșit, nu? A fost o fire. L-am întrebat acum 3-4 zile. Ce părere are despre Thomas Piketty? Și mi-a spus că nu e, da, nu e interesant cu tare. Pericolul marxist, este necrezut și faptul că tratăm lucrurile astea academic e foarte frumos și suntem în gentleman în toată treaba asta, dar ideea în ultima instanță nu se vede pădurea din cauza copacilor. Și nu vreau să devin puțin așa militant, pentru că asta m-ar colora roșu, dar trebuie făcut ceva, fiindcă această carte are un impact extraordinar. Cineva spunea, e un profesor american, care am citat lui Gene Epstein, mi l-a trimis, în care spunea că este cea mai importantă lucrare în ultimii de la Marx, de la 100 timp. Deci, cum să spun, nu este un lucru de ignorat. Nu mai fost. Bine. Da. Da, și ca să închei părerea asta, o formă electronică completă, ai fost un profesor mi-a trimis și mie, da? E cam mare. Nu, o formă electronică. Nu știu dacă e chiar complex, dar vreo 452 s-ar putea forma hard să fie. Dar oricum. Sau să nu distribui, domnul profesor. Că dacă o distribui, să nu... Da, să ia de militantism. Să nu fie dinamită. Să-i spuneți cu Patapievici, dacă eu am câteva lucrări publicate cu tatăl lui, și eu l-am cunoscut bine pe tata, pe Dionis Patapievici, care a lucrat la Banca Națională, conducea oficiul de studii și a lucrat. Lucrat și la ASE, domn profesor, a cătrat de istorie economică. Poftim? A lucrat și la ASE. Profesor, la cătrat de istorie economică. Tatăl lui Patapievici. Da, a fost acolo. Am scris, nu istoria cătrele. Eu sunt în ASE de 61. No, înainte, 50 și ceva. Am făcut greșeala când nu am născut Germania. Știu de la profesorul Marcu, dar nu mai târziu ca să nu știți de treaba asta. Sau e o fugă de responsabilitate, nașterea mai târziu. Poftim? O fugă de responsabilitate. Da. Eu l-am cunoscut, eram vecină la Ministerul Finanțelor, care unde e banca acum, știți, și el era în spate, la bancă chiar. Da. Ministerul Finanțelor era unde... A predat istorie economică în ASE. Da. Dar ce trebuia să-i spun după aia? Lasă că-i spun eu, lasă că-i spun eu. Mi-a spus că vine astăzi, dar până la urmă n-ajuns. Ce să-i spun lui Patapievici? Eu l-am invitat că cunosc de mult. Că dacă îl interesea, eu am scris pe tăia... Da? Bun, ok, am să-i spun. Și, adică, dacă... Da, sigur. Chiar dacă nu o să-i placă, dar... E, nu, era cu circulația bănească, cu lucruri... A, că, adică, scrise cu tatălui? De tatălui și cu Mea Lupu, cu costul rector și... Costul rector, da. Adică în ideea că e s-ar putea să nu le aibă. Cred că nu le-a. Că a apărut în revista de cibernetică. Consider că... Și nici nu știu dacă vrea să se aibă, adică... Mulțumim pentru... Eu vă mulțumesc, familie. Mai tehnici, poate ocazia. Oricum, vă mulțumesc pentru că n-ați fost cruțător. Și chiar, da, pe cuvântul meu, vă spun foarte sincer. Nu așa, pentru că acea idee care a fost, am mai avut-o cu un prieten care, din păcate, a părăsit-o. Când am scris cartea în 2000 despre știință și umanism, fusese vorba că fiecare dintre noi să facă câte 3 articole din cele 6 despre Moițil, Camil Petrescu și așa mai departe, care erau, și după aceea fiecare să scrie câte o contracritică la celălalt. Așa mi se pare prieteresc, prieten foarte bun. Deci, ca să vă spun așa,
este o dovadă pe care eu o iau de foarte mare prietenie, felul cum mi-ați obiectivă, chiar dacă nu subiectivă, cum ați procedat, că mi-ați spus ceea ce credeați și cât mai la obiect și fără menajament. Și mai mult. Și din cauza asta, pentru ce ați spus, rămâneți pentru mine singurul masiv simbol. Mai este domnul profesor Carnu, care și dânsul, vă spun sincer, este foarte simpatic și este mult mai... De ce nu considerați că ar fi bună o întâlnire despre marxistia? Pentru că e un concept geamantan. Adică punem în... Iar nu să punem în acesta. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Hai, care e vorba aceea, e liberat până la așa. Deci eu am făcut invitația să vină și tineri numai că ne-am găsit cu opinia mea. Deci ne-am găsit. Să zic. Dar nu aș participa cu plăcerea. Marțești tine. Marțești tine. Așa. Marțești tine. Așa este la... S-a perpetuat specială. Dar marțești mai învârși să sunt mulți. Au fost mulți în România. De timp, eu am avut niște nelămuriri când am scris despre Agenția Națională Sarcini de Mame. Am avut de străin cu lume, când să le fi citit. Dar nu se citește lui, se studiază, Marcus. Nu se citește, se studiază, dar trebuie să citi cu creionul în mână. Eu nu citim vreo întrebări și, mă rog, trebuie să spun. Cu creionul în mână, nu se citește așa, ca un roman polițist, nu? Unii citesc cu creionul în mână, adică îl țin ca dacă adorme să-i cadă și să-l trezească. O română citea asta. E variantă omoristică, nu? Și nu înțelegi nimica din cele trei volume dacă nu citești pancoane, se așa și dacă nu citești, dacă nu ai o pregătire și filosofică, fiind tot mai stăt. Trebuie să fii filozof. Bun. Vă salut, domnule Manuel. Marxist la marxist, mai